Bună ziua și bine ați venit la o lansare căreia unii îi zic paranormală. Nu e o carte de paranormal, dar cu siguranță toți cei care sunteți aici ați trăit măcar o dată în viață o întâmplare, un eveniment, o situație, o coincidență cu totul inexplicabilă, pentru care nu aveți nici cea mai mică explicație logică, rațională, care v-a luat pe nepregătite, care v-a rămas în amintire ca un mare semn de întrebare, care poate că v-a determinat ulterior destinul sau v-a făcut să luați decizii la care nu v-ați fi așteptat. În fine, o întâmplare fără de care ați fi fost alții decât cei care sunteți astăzi. De la această idee a pornit această carte și ne-am adunat mai mulți ca să vă povestim propriile întâmplări adevărate, dar inexplicabile din viețile noastre. Așa că puteți socoti această carte un fel de casetă cu secrete a scriitorilor, care vă lasă să cotrobăiți prin ea și cotrobăind prin ea și găsind lucrurile lor neexplicate, coincidențele lor stranii, misterele uneori banale, dar pe care le descoperim cu mare întârziere în viețile noastre, vă veți aminti de propriile experiențe. De ce să fiu în locul dumneavoastră, aș cumpăra și aș citi această carte? Întâi pentru că e o poartă deschisă către mărturisiri pe care scriitorii nu le fac îndeopște foarte ușor și nu le e foarte la îndemână să le povestească, pentru că nu sunt ficțiune, ci sunt lucruri adevărate întâmplate în viețile lor. Și în al doilea rând, pentru că amintindu-vă de propriile dumneavoastră experiențe, eu sper că îmi veți scrie, mi le veți povesti și vom face un al doilea volum al cititorilor, alături de scriitori, cu povestiri și întâmplări adevărate, dar inexplicabile din viețile dumneavoastră. Acum îi dau cuvântul Ioanei Pârbulescu, care vă va spune, fără să dezvăluie nimic din misterele acestei cărți, vă va face propria recomandare. Mulțumesc!